Noi suntem astăzi la Soroca. Am venit să transmitem din ajutoarele la care ați contribuit și unii dintre dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult. Aici medicii au mare nevoie de ajutoare, de echipamente de protecție, de măști, de costume. Am aflat că în Soroca sunt aproape vreo 90 de medici infectați. Asta vorbește despre faptul că această guvernare nu a făcut absolut nimic pentru ca să doteze spitalele care trebuie să trateze bolnavi de COVID și situația este foarte gravă. De exemplu, în unul din spitalele pe care le-am vizitat sunt internați peste 100 de oameni care sunt confirmați sau care sunt suspectați de COVID și acești peste 100 de oameni sunt îngrijiți doar de 10 medici, pentru că ceilalți s-au îmbolnăvit. Așa cum spuneam, situația este foarte tristă. În cele 3 săptămâni de la declararea stării de urgență, vedem că guvernarea nu a făcut absolut nimic pentru ca să doteze aceste spitale și de aici această situație în care medicii, personalul medical s-a îmbolnăvit într-un număr foarte mare și acum nu are cine să se ocupe de bolnavi sau medicii care nu sunt infectați au foarte multe lucruri și le este foarte greu. De aceea facem apel în continuare la cei care pot să dea o mână de ajutor, să contribuie cât de puțin, pentru că măștile, costumele, vizierele pe care le aducem în aceste spitale și noi și cei din societatea civilă care fac efort ca să colecteze bani și ca să procure aceste echipamente de protecție, toate aceste lucruri sunt extrem de utile și medicii, personalul medical au mare nevoie de ajutorul nostru. În drum spre Soroca am trecut și pe la Bălți și le-am lăsat și lor câte ceva din aceste echipamente de protecție și nu doar. Și am aflat de acolo, din discuțiile pe care le-am avut cu medicii, că cei de la guvernare au uitat cu totul de ei, oamenii nici nu și-au primit salariile, chiar dacă guvernul promite salarii majorate pentru personalul medical, oamenii nici și-au primit încă salariile nici cum, nici majorate și nici altfel. Mai mult decât atât, medicii ni s-au plâns că cei de la Casa Națională pentru Asigurări Medicale nu le-au făcut transferurile nici pentru luna februarie, ne mai vorbim de luna martie, așa încât șefii de spitale să poată să achiziționeze lucrurile de care au nevoie urgent acum. Vorbim iarăși de echipamente de protecție. Această atitudine sfidătoare, lipsită de bun simț și lipsită total de responsabilitate din partea autorităților, trebuie sancționată și o să cerem sancționarea acestei iresponsabilități crase. Avem mai multe spitale în situație dificilă, așa cum este aici la Soroca. Am vorbit de Ștefan Vodă, am vorbit despre Glodeni și mai sunt și alte spitale cu potențiale focare. Acest lucru se întâmplă, așa cum spuneam, pentru că nu au fost alocați bani, pentru că aceste spitale nu au fost dotate cu materiale elementare de protecție. Și cei de la CNAM și Comisia pentru Situații de Urgență trebuie să ia decizii și să le implementeze de urgență, așa încât să se stopeze infectarea medicilor și după aia infectarea bolnavilor, pentru că am văzut că în unele dintre aceste spitale au fost infectați medicii, după care au fost infectați și oamenii care au mers în aceste spitale fără să aibă infecția COVID, având alte probleme de sănătate. Noi o să mergem și în alte părți, o să încercăm să-i ajutăm pe oameni, dar așa cum spuneam, e nevoie și de sprijinul dumneavoastră și mai ales e nevoie de atitudine serioasă din partea guvernării. Sunt aici cu Doina German, și o să rog și pe ea să vă spună câteva lucruri. Salut, prieteni! Da, într-adevăr, țara noastră trece prin timpuri deloc ușoare. Noi astăzi am discutat cu mai mulți localnici din localitățile prin care am fost. Urmează să mai mergem și la Fălești, să ne întâlnim cu echipa de la medicii de urgență de acolo, să mergem și în câteva primării din raionul Ungheni.
Vreau să vă spun că situația este foarte critică. Medicii sunt extrem de îngrijorați că ei nu au elementarul echipamentului de protecție. Până oară, echipa de la Bălți ne-a spus că ei doar pentru două ture au nevoie de 54 de combinizoane, de costume de protecție. Deci vă dați seama, asta este doar pentru o singură zi. Noi încercăm să-i ajutăm cu ce putem, vă îndemnăm pe această cale să ne mobilizăm toți, să protejăm medicii, pentru că vreau să vă spun că am rămas absolut impresionată la cât este de gravă situația, dar acești oameni, acești medici, lucrători medicali au demonstrat atât de mult curaj astăzi și vorbeau atât de optimist și vedeam atât de multă speranță în ochii ei, în ochii lor. Deci noi trebuie să-i protejăm, noi trebuie să-i susținem ca ei la rândul lor să ne ajute și pe noi. Vă îndemnăm pe toți să vă alăturați campaniei noastre, protejați medicii, salvați oamenii. Și fiecare dintre noi poate să ușureze un pic situația medicilor prin faptul că nu se vor infecta, nu vor ieși din casă atunci când nu este nevoie, se vor izola pe cât se poate și respectiv nu vor contribui la răspândirea acestei epidemii. E foarte important să înțelegem cu toții cât de complicat le revine medicilor, să înțelegem că noi trăim într-o țară în care statul nu are grijă de acești medici, nu îi ajută cu lucruri elementare. O să discutăm aceste lucruri și o să cerem ca cei care se fac vinovați de faptul că am ajuns într-o asemenea situație când medicii și spitalele nu au echipamente elementare de protecție, dar acum fiecare dintre noi avem grijă, nu complicăm și mai mult lucrul medicilor. Ajutați medicii, ajutați oamenii. Sănătate tuturor!